Salutare lume proteica și bine ați venit la un nou video de unboxing. Astăzi ne vom uita la Mandala Stones, pietrele armoniei localizate de cei de la Gemology. Haideți să vedem ce avem în cutie. În spate, observați aici, vă arată cum arată planșa respectiv în linii mari cum se joacă jocul. Jocul este unul pentru 2-4 jucători, 30 de minute și o vârstă recomandată, respectiv grad de dificultate de 10+. Haideți să aruncăm o privire în cutie. Așa, bun. Haideți să ridicăm, haideți să dăm asta la o parte. Și să ne uităm ce avem în cutie. Bun. Ok. Cutia conține regulamentul, instrucțiuni de joc. Vedem aici introducere, puțin despre ce sunt aceste pietre de mandal. Avem aici toate componentele jocului, care o să le vedem imediat. Pregătirea jocului, desfășurarea jocului, acțiunile respective care se pot face, cum se punctează și respectiv toate opțiunile posibile. Sfârșitul jocului și creditele. Deci avem aici regulamentul, dar bineînțeles nu o să intrăm foarte în detaliu în el, având în vedere că vom avea săptămâna aceasta și un video de prezentare a jocului. Bun. Haideți să vedem ce avem în cutie. Avem aici, să schidem încet, așa, avem aici player board-urile, planșele jucătorilor. O să faceți diferite locuri unde puteți să puneți mandalele, tracker-ul de scor. Cum jocul este pentru 4 jucători, avem 4 astfel de planșe. Apoi avem aici și panciuim imediat. Avem aici planșa principală pentru pietrele mandala, cum ați văzut și în aici în prezentare, aici unde se întâmplă acțiunea. Respectiv, mai avem această planșă care practic o să trecuie continuitatea jocului și când se încheie jocul. Dar cum spuneam, mai multe detalii despre asta în momentul când o să povestim cum se joacă jocul. Și ce mai avem aici? Mai avem aici în colțuri, o să punch una singură, să vedeți. Sunt aceste jetoane pentru scor, care practic în momentul când îți depășești pe planșa ta 50, să poți să întorci asta, să știi de ea. Bun, haideți să mergem mai departe. Avem aici aceste jetoane din lemn, care sunt scoring tracker-urile, care le folosiți pe planșele voastre, să vă țineți scorul. Ce mai avem aici? Ce mai avem aici? Ah, ok, da, aici avem arhitecții, cum ar veni, care practic o să îi folosiți să mutați pe planșa principală pentru a strânge Mandala Stones, dar iarăși, cum spuneam, o să povestim despre asta în videoul de prezentare. Avem două cu o formă pe față și mai avem doi cu altă formă. Deci ăștia sunt acei arhitecți. Bun, haideți să ne uităm și la aceste cartonașe. Să vedem ce avem și aici. Avem 7 puncte dacă termin jocul doar cu acest model vizibil. Acestea sunt diferite cartonașe de obiectiv pentru puncte. În principiu bănuiesc că puncte de sfârșit de joc. Ok. Și atunci avem aici cartonașele cu player aid-urile, unde zice practic care sunt acțiunile care le poți face pe tura ta. Ia pietre sau punctează, sunt descrise acțiunile ca să nu trebuiască, dacă îți scapă ceva, să te uiți în regulament. Deci avem unul pentru fiecare jucător, plus aceste cărți obiective, cum spuneam. Ăsta așa arată spatele cărților cu obiective. Bun. Și atunci trecem la săculețele astea. O să scot doar câteva, să le fac puțin așa să le auziți. Sunt din plastic, vedeți, rotunde și au aceste forme și diferite culori. Se simt foarte fain în mână. Așa, și haideți să ne uităm
și la câteva cu cealaltă formă pe ele, la fel, doar forma este diferită, la fel aceeași calitate și fil. Ok. Și ce mai avem? Mai avem acest săculeț unde veți pune aceste mandala stones. Ok. Astea sunt lucrurile care le găsiți în jocul Mandala Stones, localizat de cei de la Gameology. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un like la pagina ProtiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProtiPlays și mai jos și link către pagina de Patreon dacă vreți să mă susțineți cu o donație în activitatea mea. Cam atâta, seara faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!